dumneavoastră să nu ajungă ca mine. De altfel și poliția română vă recomandă același lucru. Ai vino iar în gara noastră mică, gândește-te să vezi cât mi-e de frică. Ești mulțumit de societatea în care trăiești? Ei sunt fericiți în societatea pe care o conduc. Pot să mă și laud puțin, dacă îmi dați voie? Că fac, dar spun din suflet și din inimă. Seara încă o dată, noi ne mai salutăm o dată. Tu plătești taxe și impozite. Căutați-vă în buzunare, acum fiecare. Ei gestionează banii publici și iau decizii pentru tine. Noi acolo la guvern, să știți că avem pericolul ăsta. Gândim de fiecare dată sume mari, nu știu câte milioane. Te simți reprezentat, protejat și respectat în țara ta? Da, îi spusei să vă caute, deci dacă nu vă căută astăzi, mâine, păi mâine vă caut. Dumneavoastră, dar tocmai de aceea, vă rog mult de tot și dumneavoastră. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei cu Irina Stoian. Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în dreapta și în stânga, să regretăm că am greșit. România n-a mai cunoscut libertatea, belșugul și disponibilitatea de care ne-am bucurat noi, cei care am scris. Mă tem că n-am să te mai văd uneori, că ori să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Reamăresc, zei din cele două capitale te înalță, te laudă mult. Mi-a fost cândva și mie dor de lucrul sufletului lor.
Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A patra putere aici la Tele3. Așa cum deja v-ați familiarizat, v-ați obișnuit, la orele 19, băieții buni vă așteaptă pentru a dezbate în continuare împreună cu dumneavoastră, cu această platformă interactive, viitorul județului Gorj, al municipiului Târgu Jiu, problemele cu care vă confruntați dumneavoastră și să încercăm împreună să găsim o soluționare cât se poate de adecvată spre optima problemelor și să le identificăm de așa natură încât toată lumea să fie mulțumită. Astă seară, alături de noi în platoul emisiunii și în vizită dumneavoastră, se află președintele Mișcării Populare Gorj, domnul Nicu Davițoi. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și ce facem, domnule președinte Nicolae Davițoiu, cu județul Gorj? Cum stăm cu rezultatul votului? Avem o majoritate PSD, dar nu atât de confortabilă cum a fost în anii precedenți. Ce strategii politice putem prevedea sau estima în perioada următoare pentru mandatul 2016-2020, atât la Consiliul Județean cât și la Consiliul Local Târgu Jiu? Eu mi-aș fi dorit un echilibru mai consistent în toate localitățile, inclusiv în municipiul Târgu Jiu și la Consiliul Județean, pentru o mai mare transparență, pentru o mai mare democrație și o cât mai mare echitate în ceea ce privește împărțirea banilor de la Consiliul Județean către toate localitățile din județul Gorj, cu un accent mai mare pe anumite localități prin care am trecut și în care într-adevăr au nevoie de investiții destul de mari pentru a arăta totuși ele ca localitățile din nordul județului, care arată mult mai bine decât localitățile din sudul județului, localități, multe dintre ele, într-un stadiu de dezvoltare apropiat celui din 1989. Eu vreau să facem o scurtă interpretare și câteva explicații din partea dumneavoastră vis-a-vis de lipsa masivă la vot în municipiul Târgu Jiu, vorbind de un procent de 62% de absenteism, a fost 62% ca niciodată, deci un procent extraordinar de mare, doar 38% am avut procentul prezenților la vot. Știm foarte bine că structura aceasta politică a Partidului Social Democrat este una destul de solidă și destul de bine coagulată, ori orice partid, oricât ar fi de puternic, poate manipula în jur de 5, 6, 7, 10% din bazinul electoral, pentru că până la urmă e structura lor de vot pe care o manipulează în favoarea lor. De ce acest absenteism? Pentru că dacă ar fi fost un procent la Târgu Jiu de 55-60%, cred că cu totul ar fi stat lucrurile pe șichierul politic la nivelul Consiliului Local. Da, surprinde foarte mult numărul mic de participanți la acest scrutin electoral. Probabil cauzele trebuie să le căutăm și în educația electoratului din România și mai ales din zonele, să zic așa, mai puțin prospere din România. Să știți că același absenteism, ați văzut, s-a manifestat și la București, iar din cifrele care ne-au fost prezentate de către aceste institute de sondare a opiniei publice, am văzut foarte clar adică structura profesională și structura pe vârstea celor care au votat. După ce au fost prezentate toate aceste detalii, am înțeles de ce Partidul Social Democrat a luat scorul care a impresionat în București, pentru că majoritatea celor prezenți la vot ați văzut că sunt cei de vârsta a doua și a treia, adică și cei cu studii, să zic așa, medii, până în medii, ceea ce a avantajat extraordinar de mult PSD-ul, știut fiind faptul că acesta este preponderent electoratul PSD-ului. Vorbeam ieri cu un coleg de-al meu din presa centrală, nu-i dau numele pentru că nu vreau să creadă că fac nu știu ce mare tamtam de numele acelui jurnalist. După ce a ținut PSD-ul municipiul București și toate primăriile de sector, efectiv arați din punct de vedere politic tot ce înseamnă administrația locală în București, vorbeam cu el și mi-a pus o întrebare, dacă puteți să-mi răspundeți și dumneavoastră, știți cum se vor numi bucureștenii în următorul mandat 2016-2020? Nu știu. Teleormăneni. Da, cred că după numele liderului... Da. Deci teleormăneni vor fi toți bucureșteni. Liderului PSD-ului,
Nu, și nu cred neapărat că acum nu trebuie să dăm vina neapărat pe electorat. E foarte bine că PSD-ul a reușit să și fidelizeze acest electorat. Mai rău este de electoratul Partidului de Dreapta, care de obicei nu se prezintă la vot, dar tot de obicei comentează extraordinar de mult după aceea scena politică și configurația ei în ultimă instanță. Dar uită să se prezinte la vot, ceea ce, după părerea mea, nu e o chestie normală sau o chestie corectă din partea lor. M-am uitat ieri la o emisiune pe un post de televiziune central în care era Liviu Dragnea invitat, firea primarul general, nou primar general al Capitalei și ceilalți 6 primari de sector. Domnul Davidu, vă spun că nu mișca un front în momentul în care unul dintre primarii de sector a luat undeva în glumă, într-un spirit de hazliu, de nostim, într-un spirit nostim, o anumită întrebare a moderatorului, i-a atras instantaneu Liviu Dragnea că s-a abătut de la disciplina de fier a armatei PSD și imediat omul s-a conformat. Deci, practic, nu știu dacă vorbim acolo de o dictatură, de vorbim de o conducere militarizată. Deci, câteodată nu pot să-mi dau seama. Deci, oamenii aceia, primarii de sector din București și primarul municipiului București, primarul general, nu mișcă un front în fața lui Dragnea. Și vorbim de un om de la Telorman care a ajuns să conducă București. Da, nu mișcau că știu că depinde în foarte mare măsură de acest lider, pentru că având acest electorat, PSD-ul poate oricând să pună pe oricine să candideze în orice localitate și pe sectoare, ați văzut, au pus foarte mulți oameni destul de necunoscuți și au câștigat primăriile din sectoarele respective datorită disciplinei părții din electorat căreia se adresează în general PSD-ul. Deci am ajuns practic și Bucureștiul, și Târgu Jiu, și Craiova, și Piteștiul, până la urmă, că acolo e Pendiuc, e fidelizat de 6 mandate, așa. Am ajuns practic un fel de România întreagă cu toate marile reședințe de județ și cu toate comunele la un loc. Am ajuns practic captiv electoratului fidel al PSD-ului, pentru că toți ceilalți nu mai ies, nu-și mai manifestă dorința de vot, nu-și mai manifestă dorința de a face o schimbare. Practic au ajuns într-o stare din asta de letargie, de blegeală, ca să folosesc un termen mai popular, așa, o stare de asta de blegeală generalizată. De ce nu ies din starea asta să-și manifeste dorința și viitorul până la urmă? Că nu cred că conștientizează pe deplin puterea votului care îl au și ce poate schimba acea puterea votului și rămân la mâna, practic, structurii de fier a Partidului Social Democrat. Da, de obicei, electoratul care ne adresăm noi e un electorat destul de ocupat. Sunt mici întreprinzătorii particulari pe care îi vedeți toată ziua, au un program prelungit de fiecare dată, obosiți, dar nu înțeleg că a te prezenta la vot înseamnă să zic așa, un lucru care și de conștiință și ar să zic așa, ar crea acest echilibru extraordinar de necesar în societatea românească. Ei se vaită că are PSD-ul un scor destul de mare, că de el decide și probabil ea de aia nu se mai prezintă la vot. Cred că indiferent cum ar vota ei, tot PSD-ul iese, ceea ce nu este corect după părerea mea. Hai să zic că până acum poate așa era. Dar în acest moment să zic că gradul de fraudare a votului, cu toate influențele care există, cu toate manipularea care există în marile orașe, nu poate depăși este 10%. Sub 1%. Structurile de partid care le-au active, nu mă refer. Mă rog, la altceva, aici e cu totul altceva. De aceea, dacă s-ar fi prezentat la vot, eu zic cel puțin 10% în municipiul Târgu Jiu, eu zic că alta ar fi fost configurația din Consiliul Local la Târgu Jiu și din Consiliul Județean. Pentru că vrem, nu vrem, de votul din orașul Târgu Jiu, dacă ei, să zic așa, peste 10-12% în Târgu Jiu, mă refer la votul politic pe Consiliul Județean, indiferent cât de slabă este evoluția în județul Gorj, poți să intri în Consiliul Județean. Raportat la ceea ce a spus dumneavoastră, aș vrea să avem o discuție targetată pe segmentul generației tinere între 18 și 35 de ani, care s-a manifestat în proporție de 8% din cei 38% care au fost prezenți acolo.
Deci vă dați seama, vorbim, dacă luăm în calcul generația tânără care se manifestă în interiorul partidelor, mă refer aici la PSD, la PNL, la PMP, la ALDE și la ce partide politice au mai fost în această convenție electorală, rămâne în practică generația tânără între 18 și 35 de ani neafiliată politic, practic nu a existat la acest vot. Că până la urmă 8% sunt membrii dumneavoastră de partid generația tânără, membrii PSD-ului, membrii PNL-ului, membrii ALDE și mai știu eu care. Cred de că ce nici, nu, de nici ce nu? Toți care sunt... prin partide nu sunt nu ajung ei, la 8%. Da, nu sunt cred că sunt mai mulți. Deci nici aceia nu votează toți. Am fost extraordinar de surprins când am văzut aceste date ale acestor instituții de sondare, când a apărut acolo cifra aceasta 7 și ceva tineri între 18 și 29 de ani. 18-35 este îngrijorător. Acum ne dăm seama cât la sută reprezintă din votanți sau câți dintre tinerii din România sunt interesați de viața politică, viață politică care vrând nevrând le influențează și practic lor, toate destinele. Nu le influențează și destinul și viața, le, locurile de muncă, care au afaceri. Și ei sunt, li le influențează pentru că de politici depind taxele și impozite, depind taxele și impozitele la nivel național, TVA-ul, depind dările la stat pe care le suportă angajatul și angajatorul. Deci foarte puțini dintre ei se gândesc la toate aceste lucruri care sunt influențate de deciziile politice. Până la urmă, cel mai mult influențat de deciziile politice este mediul privat. Deci el ar fi trebuit să aibă, cel puțin el ar fi trebuit să aibă o prezență apropiată de 70-80% la aceste votări, care dacă, să știți că în marile orașe au fost scorurile acestea sau procentele acestea mici de prezență la vot. În localități am înțeles că prezența la vot a fost undeva între 65 și 90% în foarte multe din comunele din județul Gorj. Au fost unele apropiate și de 100%. Pentru că, sau la 120% am văzut în anumite localități din țară, sau 140%, pentru că legea electorală a fost foarte permisivă din acest punct de vedere. Puteai, deși sunt alegeri locale, să-ți faci mutație și în ziua votului și puteai să votezi în localitatea respectivă. În foarte multe localități din județul Gorj am văzut peste 200-300 de participanți cu mutații făcute în perioada alegerilor, care au schimbat foarte mult din configurația politică din localitatea respectivă. Închipuiți-vă la o localitate cu 1000 sau 1200 de votanți sau chiar și 1500. Ce înseamnă să aduci din afară 200-300 de votanți cu mutație făcută în această perioadă și numai special pentru perioada alegerilor acestea locale. Practic s-a putut alege primar în anumite localități cu voturile unora din poate nici importați. Din județul Gorj sau poate din România. Ceea ce este în neregulă. V-am spus, legea electorală a avantajat extraordinar de mult marile partide și atât. Restul celorlalte partide, poate și aici este un motiv pentru care partidele mici au luat scorurile care le-au luat, pentru că legea electorală a fost de așa manieră ca aceste alegeri să se desfășoare într-un anonimat perfect. Foarte puțini au aflat, și în Târgu Jiu am văzut foarte mulți cetățeni care au aflat la o zi după ce s-au terminat alegerile că au fost alegeri. Și mijloacele de informare a cetățenilor că sunt alegeri, ați văzut, au fost foarte restrânse, câte un afiș pe fiecare panou. Panoul de multe ori, cel puțin în câteva localități prin care am trecut eu, edilii din localitatea respectivă pentru a-și conserva avantajul care îl au prin faptul că sunt foarte cunoscuți, se întâlnesc în fiecare zi cu cetățenii, au pus toate aceste panouri de afișaj
cât mai ascunse ca să nu le poată vedea locuitorii din localitățile respective. Deci această lege electorală trebuie modificată cât de curând, pentru că este o lege electorală care dezavantajează competitorii care intră în această competiție electorală și care n-au mai făcut politică sau care nu sunt cunoscuți îndeajuns publicului. Din punctul meu de vedere, în explicația care ați dat-o dumneavoastră, ați grefat unele artificii diplomatice, ca să le spun așa, pe o pseudo-explicație, și anume de ce ați fost mai elegant, dar eu prefer să fiu un pic mai ancorat în realitate și mai drastic, pentru că ce au făcut ei, că mai importă unii de aici colo, mai au bazinul lor electoral pe care și-l fidelizează, domnule, dacă ieșea lumea la vot, efectiv îi spulbera. Asta e marea problemă, da, că oamenii nu au ieșit la vot. 10% aici, să fie ieșit la vot, la 10% aici, în plus pe lângă. Aici ne referim la mari orașe. Și la comune și la tot. Dacă indiferent, pe dar comune au ieșit. Da. În comune, chiar dacă ies toți, dacă vine cineva cu 300 din afară, imediat a schimbat configurația politică. Mă refeream acolo unde, într-adevăr, unde nu unde au ei decizia absolută și majoritatea absolută. Mă refeream la oraș și la comune, unde nu pot manipula orașul ăsta. Este foarte greu să faci. Dar problema e absenteismul ăsta teribil, pentru care generația tânără refuză dreptul la autodeterminare, refuză dreptul de a-și exercita intenția de vot și refuză un drept al lor care se cuvine prin Constituție, preferă să-l ignore în detrimentul unor grupuri de interese care au pus stăpânire pe viitorul lor, pe comunitățile locale, și în perioada mandatului 2016-2020 vor face niște sume colosale de bani, de ordinul zecilor, sutelor de milioane de euro, pentru că ei nu știu cât de bine, le-am explicat noi aici de nu știu câte ori, m-am plictisit și de câte ori am spus, și aici tot aceeași dezinteres îl manifestă. Și aici și clasa politică e de vină, pentru că tot acest dezgust și toată această scârbă de politicieni, de clasa politică și inclusiv de aceste alegeri provine și din comportamentul clasei politice. Dacă ei au văzut că mereu votează, ei s-au ținut de promisiuni și au votat și indiferent cine s-a plimbat pe la putere, bine, nu-i cazul Gorjului, că aici de 25 de ani e PSD-ul, viața lor nu se schimbă cu nimic, au crezut că așa va fi tot timpul și indiferent dacă se prezintă sau nu se prezintă la vot, destinul lor va fi același, ceea ce nu este în regulă. Pentru că dacă se prezentau la vot, probabil mulți dintre ei regretă și își dau seama acum, se puteau schimba foarte multe lucruri. Regretele sunt prea târziu. Bine, acum prea târziu, 4 ani, trebuie să aștepte. Vor fi captivi la propria ignoranță. Haideți să luăm publicitate, după care revenim în studio. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu LED-uri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior, calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Raico Târgu Jiu, dealer autorizat Husqvarna, vă prezintă cele mai noi oferte și pachete promoționale din campania de primăvară 2016. Pachetele gospodar, fermier și cosaș, compuse din moto unealtă și moto ferăstrău, la prețuri cuprinse între 1499 lei și 2899 lei. Nu ratați ofertele la tractoarele și mașinile de tuns gazonul. La achiziționarea unui tractor primiți cadou un trimmer, iar la cumpărarea oricărei mașini de tuns gazonul se oferă un set de foarfeci pentru grădinărit. La toată gama de moto ferăstraie se oferă discounturi și gratuități. Mari reduceri și la utilajele profesionale pentru spații verzi. Pachetul compus din moto unealtă, guard view și refulator se vinde la prețul de 3.500 de lei, iar la cumpărarea unui Rider 320 AVD se oferă discount 30% la accesorii. Vă așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș pentru a beneficia de oferta de primăvară.
Raico, dealer autorizat Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253-210-736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Renunță la pâinea cu ameliorator. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. SCPT&D Simpec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vină în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, reper al învățământului superior gorjan, organizează concurs de admitere pentru anul universitar 2016-2017, studii de licență și studii de masterat. Alege facultatea care te interesează. Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă. Facultatea de Științe Juridice. Facultatea de Științe ale Educației și Management Public. Facultatea de Științe Economice. Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale. Pentru sesiunea iulie 2016, înscrierea candidaților are loc în perioada 13-26 iulie 2016, iar admiterea se face în urma unui concurs de dosare. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Calea Eroilor, numărul 30, telefon 0253-218-222. Mergi pe drumul profesional care ți se potrivește. Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Suntem cea mai bună alegere. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, oferă cele mai mici taxe de studii, facultate 350 de euro pe an, masterat 400 euro pe an, doctorat 800-900 euro pe an. ULIM înscrie prin selecție de dosare la studii de licență, masterat și doctorat la următoarele facultăți acreditate, cursuri învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă în sesiunea de vară între 1 iunie 15 august și sesiunea de toamnă între 20 august 1 octombrie. ULIM pregătește studenți, masteranzi și doctoranzi la următoarele specializări: psihologie și asistență socială, științe economice, drept, informatică, inginerie și design, silvicultură și ecologie, litere, relații internaționale, științe politice și jurnalism, istorie. Durata studiilor 3 ani. Începând cu anul universitar 2016-2017, în cadrul ULIM, studenții și masteranzii pot opta pentru înscrierea opțională a modulului pedagogic. Licență și masterat 100 de euro, modulul pedagogic aprofundat 600 euro.
Centrul de consultanță, orientare și selecție pentru studii la ULIM. Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6. Vino și tu și studiază la o universitate de prestigiu pe plan intern și internațional. ULIM, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Și am venit, stimați telespectatori, la dezbaterea noastră de aici din platou de la Tele3 împreună cu liderul Mișcării Populare Gorj, domnul Nicolae Davițoiu, și încercăm împreună să identificăm soluțiile pentru a scoate generația tânără la vot, precum și generația matură până la urmă la alegerile parlamentare, pentru că dacă stăm și ne gândim bine, mai e un pic și bat parlamentarele pentru deputați și pentru senatori la ușă. Da, v-am spus, pentru mine este un lucru îngrijorător. Și vă spun de ce. Nu realizează acum, bineînțeles că este târziu, au avut șansa să schimbe foarte mult conformația în municipiu și, municipiu și județul Gorj. Deci dacă prezența la vot era peste 45% în municipiu Târgu Jiu, cetățenii din Târgu Jiu și din județul Gorj trebuie să înțeleagă că se schimba foarte mult configurația Consiliului Local din municipiul Gorj și cu configurația Consiliului Județean. Adică aveam un Consiliu Local cât mai echilibrat. Erau 4 formațiuni politice sau 5 care votau un Consiliu Local, la Consiliul Județean tot la fel. Și PSD-ul nu mai avea acea majoritate confortabilă cu care ne-au obișnuit în ultimul timp și au luat deciziile de fiecare dată singur. Pe mine mă tristează că minierii au uitat extraordinar de repede câte prejudicii a produs PSD-ul ca formațiune politică complexul energetic Oltenia. Afaceri din acestea dubioase făcute de cel care a fost managerul complexului Oltenia, disponibilizările care au fost făcute, prostul management care a fost la complexul energetic, clasele care s-au dat numai pe linie politică, tot timpul au fost detașați anumiți oameni din cariere, de la Jid la Rovinar, de la Rovinar la Pinoasa, la Roșia. Deci se pare că au uitat extraordinar de repede. Eu nu mă așteptam ca cei care lucrează în complexul energetic Oltenia să nu sancționeze la vot evoluția PSD-ului sau implicația care a avut-o PSD-ul în proasta gestionare și în situația dezastruoasă în care este în momentul de față complexul energetic Oltenia. Probabil aceste derapaje au fost irelevante pentru ei și au trecut cu vederea foarte ușor. Probabil curge lapte și miere și noi am făcut o eroare de interpretare, cel puțin și eu probabil am făcut această eroare de interpretare, că toată lumea e mulțumită dacă au participat doar 38% din alegători la vot și au uitat atât de repede tot ce s-a întâmplat. Au fost duși cu preșul de către foarte mulți primari din localitățile în care și-au domiciliu, pentru că sunt convins că cei din municipiul Târgu Jiu, marea lor majoritate, au sancționat PSD-ul și se vede din scorul pe care l-au obținut. Cum l-au sancționat, domnul Davițoiu? 38% prezență la vot? Păi, asta înseamnă sancționat? Că în complexul energetic Oltenia nu sunt atât de mulți tineri cât credem noi. Ei se încadrează totuși în acea categorie de vârstă care au ieșit totuși la vot. Și cred că foarte mulți dintre ei și-au făcut datoria sancționând PSD-ul. Altădată să știți că Cârciumaru câștiga cu un scor de peste 20.000 de electori. Avea în dreptul lui. Acum a trebuit să mulțumească cu, nu știu, cred că în jur de 12-13.000, nu știu că, știți cât a avut el... Știți care este sancțiunea care i-au dat-o gorjenii și Târgu Jiu, Partidului Social Democrat și liderul care au condus? Ca și cum te duce la un elefant și îi trage așa un bobârnac peste trompă. Exact asta. După ce a călcat și au distrus totul,
în tot ce a avut mai bun județul Gorj și municipiul Târgu Jiu, s-au dus la ei, au dat așa un bobonac peste trompă și s-au declarat satisfăcuți pentru ce au făcut. Că foarte mult exact din foarte mulți din cei care sunt în putere, exact acest electorat pe care noi am spus că s-a prezentat în proporție de 8% din cei 38%. Foarte mulți dintre ei plecați la muncă, ori în străinătate, ori în alte județe. Nu sunt plecați 92, haideți să fim serioși, că nu sunt plecați 92% din toate județele. Păi așa rezultă. Haideți să punem cât? Spuneți dumneavoastră cât? Să nu ca jumătate din ei sunt plecați. Și păi și restul de 40 ceva la sută ce au făcut 42%. Este segmentul de populație care este căutat și de către angajatorii de afară. Bun, acest rămân 50% aproape, este, da. Care nu au ieșit. Acum, na, asta nu aș putea să le înseamnă că sunt mulțumiți, domnul Davițoiu, de condițiile care sunt în Târgu Jiu, sunt mulțumiți de oportunitățile care le au, sunt mulțumiți de perspectivele care le au, sunt mulțumiți că după ce termină un liceu sau o facultate, există o piață a muncii în Târgu Jiu care îi mulțumește pe deplin și de asta nu au ieșit la vot, că e o altă explicație și sincer nu văd, poate îi fi bătut în cap și nu înțeleg mai mult, da, sincer. Asta e o explicație optimistă, n-aș putea să spun nici eu care este cauza refuzului de a se prezenta și a vota, indiferent cu cine votezi, dar dacă ai un drept constituțional, bine, ei să pot să zică că și dreptul la muncă e prevăzut în Constituție și deocamdată este doar că decât pe hârtie, pentru că n-au unde să muncească. Au avut de aceea probabil fac o paralelă și cu dreptul la vot și cum au dreptul la muncă, probabil în aceeași proporție au și ieșit la vot. Probabil dacă ar avea condițiile ca o tânără familie care dorește să o tânără familie care dorește să pune bazele unui viitor împreună și dacă ne gândim bine că nu ar avea moștenire de familie cu salariile care există în Târgu Jiu și județul Gorj, nu cred că ar avea nicio șansă. Culmea, deși nu există practic o oportunitate în sensul acesta că ai un salariu de 10-15 milioane, el un 10-15 milioane, asta la mod optimist să punem așa net în mână, nu cred că poți achita ratele la un apartament și la o mașină. Dacă mai calculezi și ce mai mănânci de zi cu zi, ești undeva la limită, la limita subsistenței. Dacă ieșeau la vot și schimbau actuala configurație din municipiu și din județul Gorj, această administrație locală și administrație județeană, eu sunt convins că se creau cel puțin 3-4 mii de noi locuri de muncă. Așa, cetățenii din județul Gorj au, iar la nivel de județ, cred că se creau undeva la 5-6 mii de locuri de muncă, pentru că sunt foarte mulți politruci angajați prin aceste administrații locale din comune și din orașele din județul Gorj, iar prin schimbarea puterii să crea acest număr record de locuri de muncă, cred că nici 2-3 investitori privați nu reușeau să creeze atâtea locuri de muncă cât se creau prin această deschidere pe care o puteau să o dea dacă se schimba structura politică a Consiliului Local din Târgu Jiu și a Consiliului Județean. De ce în cei 16 ani, vreau să vă întreb și asta, nu s-a valorificat din punct de vedere economic absolut nimic din obiectivele și potențialul care îl are Târgu Jiu și județul Gorj? Pentru că dacă ne uităm în Brașov simplu, la două comune, la comuna Bran, au un simplu obiectiv acolo, Castelul Bran, ciment, tencuială și ce mai e făcut acolo, e o întreagă industrie care gravitează acolo, hoteluri, restaurante, pensiuni, agricultorii și fermierii produc pentru acele pensiuni, deci e practic un circuit închis acolo. Râșnov, cetatea Râșnovului, la fel, au două simple obiective pe care le-au valorificat din punct de vedere turistic-economic la cele mai înalte cote. În schimb, la noi, la Târgu Jiu, nu vedem absolut nici măcar o singură valorificare de acest tip. Să vedem, băi, obiectivul X și gravitează economic. Să știți că de data aceasta primarul actual n-am obținut scoruri foarte bune în localități, așa să zic, cum lua pe diferențele acelea mari, cum lua în Drăgueni, în Preajba, în Romanești, Iezureni, cum lua altă dată. Eu sunt de acord, nu e nici doar scoruri, și Aulin, a luat scoruri mai bune față de cum lua el dezastruoase în zona centrală. Aici ne dăm seama că totuși puțin electoratul din localitățile acestea, componente ale municipiului Târgu Jiu, l-au sancționat pe actualul edil pentru minciunile care le-a vândut timp de 4 mandate, adică canalizare în Drăgueni, canalizare în Romanești, canalizare în toate aceste localități, componente ale municipiului Târgu Jiu.
Dacă și cei din oraș sancționau în aceeași măsură, eu zic că echilibrul de care v-am spus era în termenii care sunt acceptabili. Eu prefer să fiu un pic mai pragmatic, să iau rezultatele ca atare. Dumneavoastră stați undeva într-o zonă a interpretărilor de care eu îmi doresc să trec, pentru că deja structura de vot s-a manifestat. Avem rezultatul clar, l-au sancționat atât de dur că a mai rămas încă 4 ani de zile. Deci vorbim deja de al 5-lea mandat. Ce sancțiune a luat de... Haide să plângem de bucurie. Nu, acum... Asta e realitatea până la urmă. Lipsa foarte multor cetățeni la vot nu trebuie neapărat să o... să-i blamăm. Poate au motivele nu, lor. Nu dar vorbesc de, știi ce vorbesc de indolența de... lor, vorbesc de nepăsare, nu, vorbesc de indiferență, vorbesc de disprețul când... care l-au față de a ieși la vot. Deci, culmea, ei și-au făcut rău lor înșiși prin faptul că nu au ieșit de la vot. Și s-au lăsat acaparați de această stare de indiferență și de indolență și de sictiri, pentru că am văzut foarte mult spun, dă-i bă, așa, las că nu mai vreau că tot ieși, nu mă interesează. Dar, păi tocmai aia ieși și vei schimba. E culmea, au căzut pradă într-o capcană de asta dialectică din care nu au ieșit sub nicio formă și vorbim aici. Da, de acest lucru cad pradă, se pare, de fiecare dată, o dată la 4 ani, pentru că trebuie să te înveți minte, te minte un primar odată, dacă te-a mințit a doua și a treia oară, deja știți? Îți place să auzi minciunile alea, probabil. Era să zic eu, e un termen mai dur, dar nu-l folosesc acum. Ce m-a uimit pe mine? În iarnă, societatea civică s-a mișcat ca niciodată în municipiul Târgu Jiu. Proteste ale tinerilor, proteste destul de spontane și bine organizate de ei acolo, pentru că, într-adevăr, și-au manifestat practic voința. Culmea, am avut un șoc. În vară, la câteva luni, n-a mai ieșit nimeni. Eu m-am gândit, zic, gata, s-a pus temelia pentru reformarea la sânge a actualei case bolice. Când am văzut rezultatul la vot și lipsa de participare a lor, mă întrebam, băi, unde sunt oamenii ăștia care au ieșit în iarnă, acum câteva luni au ieșit, s-au manifestat extraordinar de puternic, extraordinar de vocal, acum n-a mai fost nici urmă de ei. Exact acum, când era momentul critic și când era nevoie o singură dată la 4 ani. Păi acum ce-l mai interesează pe el? Poate să iasă, să se manifeste, poliția da, crește. Indolența asta, din păcate, câteva luni a durat tot. Din păcate, îi costă pe... foarte mulți. Ei nu înțeleg că singura posibilitate de a sancționa politicienii este atunci când se votează. Odată la 4 ani s-o oferă local, ca da. Pentru alegeri locale, cum s-a cu odată, toate la odată la 4 ani, în afară de prezidențiale și de europarlamentare. Da? Dacă nu vor să-i sancționeze pe politicieni, înseamnă că sunt mulțumiți de activitatea lor. Nu înseamnă că dacă ca să sancționezi politicieni la vot, te poți duce și poți să votezi nu neapărat cu cei care de care ești nemulțumit, cu ceilalți sau poți oricine. Poți să dai și vot nu, sau poți și să vot faci nu, orice, dar, să vezi dar acolo nu mai să o prezență mult mai mare. Exact. Poți să pui și pe două alea ca să-i sancționezi pe toți, ca să anuleze buletinul, dar oricât vezi acolo prezență, 60%. Probabil generația tânără în perioada aceea de iarnă, când s-a manifestat extraordinar de puternic și de pregnant în viața publică locală ca niciodată, au crezut, domne, ce palmă am dat noi politicienilor care au condus de atâția ani Târgu Jiu și județul Gorj. Fals! No, i-a durut în bas pe acești oameni și au ieșit cu fața curată, mai curată ca lacrima, ca niciodată în momentul de față. Văd de blam ar fi atunci când acești cetățeni ar vota și ne-am trezit că 32% ar fi voturi valabil exprimate și 28% apropiat tot de ăsta, voturi nule. Atunci, cred că politicienii s-ar trezi la realitate și ar pune întrebări, de ce sunt atât de multe voturi nule? Păi cine s-ar trezi la realitate? Că până la urmă, din câte văd eu, ești perpetuați de aceleași structuri de putere, dar important este să fim optimiști, să înțelegem greșeala care s-a produs la locale și să o repare generația tânără care trebuie să iasă neapărat la vot la parlamentare, că mai sunt iar câteva luni. Da, câteva luni de spart. Și mai sunt încă 4 ani după aceea. După aia 4 ani nu mai pot face nimic. Degeaba se manifestă, degeaba fac proteste, degeaba orice acțiune va fi inutilă atunci. Da, și foarte mulți auzi că vor să fie un stat de drept, o societate corectă în care toți să fie egali în fața legii, dar când este să voteze, cum va fi și în toamnă la parlamentare, tot la fel o să procedeze ca acum la locale, o să vedem iar că foarte mulți acuzați de corupție nu o să poată să-i cerceteze justiția pentru că îi apără parlamentul, se pun în spatele imunității parlamentare și sunt ei acolo între ei, iar PSD-ul aliat cu ALDE sau cu UNPR-ul
ne trezim că formează iar o majoritate și iar nu o să mai aveți niciun parlamentar care să fie anchetat de către DNA sau alte structuri sau alte instituții ale statului român. M-am uitat în general la politicienii de la centru, bagă mâna până dincolo de umăr, de fapt, între tot, cu totul în borcanul cu mierea al banilor publici, îi ia DNA-ul, le pune sechestru pe avere, partea ciudată este că îi plasează în arest la domiciliu și mare majoritate au niște vile de ultra-lux gen Beverly Hills, ceea ce nu mi se pare normal să-l pasez pe acea persoană respectivă în arest la domiciliu, după care sare majoritatea parlamentară, îi pune protecție, se pune protecție scut în fața anchetei și ușor, ușor se așteaptă o liniște mormântală, ca să spun așa, asupra acelui dosar. Dacă generația tânără și dacă generația matură nu înțelege să repare greșeala care s-a produs la aceste locale, probabil acest sistem de caracatiță tentaculară cu acces la sumele de bani din bugetul public se va perpetua încă 4 ani de zile și noi vom rămâne prizonieri acestui sistem. Degeaba după aceea o să apară să urlăm pe Facebook, pe unde vrem, în societatea civilă, în forurile neguvernamentale, e inutil după aceea. O singură șansă avem la 4 ani. Dacă nu va fi valorificată această șansă, deja practic au mai câștigat jocul băieții pentru încă 4 ani de zile. Poate că și electoratul este câteodată ciudat. Uitați-vă la Baia Mare. Da, Chiricheș. E îngrozitor ce am văzut acolo, da. Deci arestat preventiv, deci nu și-a făcut campanie, nu. N-a participat deloc la alegeri, 70% procentul. Da, e și la noi în România se produc foarte, foarte multe ciudățenii. Pe de o parte nu le plac oamenii care fură, toți îi blabează, dar pe de o parte dar se pare că îi votează atunci când aceștia le cer. Dar nu știu ce se întâmplă. Votul este o surpriză de proporții la Baia Mare ce s-a întâmplat. Că e Baia Mare, că e Târgu Jiu, că e București, nu știu de ce există această scindare. Deci ei sunt societatea civilă extrem de vocală 4 ani de zile și manifestă nemulțumirile. Există o stare de frondă, de revoltă interioară și nu numai în grupuri vis-a-vis de cei care conduc. E în perioada când vin alegerile, exact atunci când trebuie să-i sancționeze și au toată puterea de partea lor, exact în momentul ăla li se taie orice elan, li se taie orice avânt și în momentul ăla sunt două variante pe care le adoptă. Ori nu participă la vot, ori în general se duc către aceeași persoane care i-au supus 4 ani de zile la același sistem tentacular. Da, și dacă s-ar putea face și ar fi transparență, bine, nu se poate că votul e secret. Am constatat foarte multe lucruri ciudate printre acești votanți care sunt fideli ai PSD-ului, sunt foarte mulți care sunt vocali anti-PSD și de fapt de foarte multe ori votează masiv și inexplicabil tot cu, aproape, da. Da, da, inexplicabil votează și ei tot cu PSD-ul. N-am înțeles niciodată acest lucru. Am văzut niște emisari în anumite comune din Gorj care se duceau la oameni și le spuneau: bă, dacă nu votați candidatul PSD-ului, vă iau țeava de gaze de la poartă că eu v-am pus-o. Dacă nu votați PSD-ul, o să vă introducem nu știu ce taxe și impozite și asta, deci o să vă majoreze și o să vedeți ce pățiți. Domnule, și lumea cade pradă la aceste manipulări ieftine. Tu și în general să știți că populația din zonele mai sărăcăcioase ale României e foarte reticentă la schimbări. Dacă facem o statistică la nivel național, o să constatăm că toate aceste județe sărace, cu un nivel de trai printre cele mai scăzute din Europa, minimal, după aproape, văzut, da, minimal, populația este foarte reticentă la schimbări. Uitați-vă la Vrancea, de când este Oprișan acolo, stăpânul Vranciei, da. Și în toate județele, la Telorman, dacă nu pleca... Eu am fost de câteva ori prin Telorman. E îngrozitor cum arată, e o sărăcie extraordinară. Sărac, cum poți să... Dacă te duci la el la vot, este un palat într-un deșert. Da, în toate aceste județe, lumea e foarte reticentă la schimbări. Printre aceste județe se numără și județul Gorj. Pentru că uitați-vă, în rest se mai schimbă, mai vine unul ori la Consiliul Județean, ori la Consiliul la Primărie. La noi este așa un conservatorism prost înțeles.
Da, ca să conservatorist, facă, ca și curent. Ca să fac o paralelă între ce înseamnă Tellermanul și județul Gorj, vă spun, când am venit din Tellerman și am ajuns în Gorj, în Târgu Jiu, mi s-a părut că am venit de undeva din Congo în Las Vegas. Pe cuvântul meu, domnule, stai și mă gândeam. Păi chiar așa, uimitor. De exemplu, în Tellerman mai vezi pe marginea drumului foarte mulți întreprinzători vânzând legume. Da, păi și în halul ăsta aici nu vezi pe nimeni. Da. Mă refer, se vede totuși nivel, avut CEO cât o mai fi și această unitate, am avut anumite întreprinderi care într-o formă inertă s-au transmis acea stare de prosperitate până în prezent, să vedem cât va mai dura. Dar dacă raportăm Gorjul la Tellerman, noi ca nivel de trai, acum nu vreau să-i laud pe actualii conducători, stăm destul de binișor, dar nu trebuie să ne raportăm la ce e mai rău, eu zic că trebuie să ne raportăm la ce e mai bine. De exemplu, nu știu, la un Brașov, la un Arad, la Cluj. Făcut partea elaltă, da, păi, exact. Cei peste munte, nu cei... Sub munte, aici sunt zona de sub munte. Da, este o zonă sărăcăcioasă, care din păcate foarte mulți din cei care au votat acum cu PSD-ul o să constate dacă păstrează un pliant că rămâne în același stadiu cu promisiunile. Păi le repetă la fiecare 4 ani. Nu se rezolvă nimic din toate acele promisiuni. Dar locuri de muncă, din păcate, în următorii ani nu o să apară în județul Gorj. Eu zic că județul Gorj în cei 4 ani până la următoarele alegeri o să mai piardă cel puțin 3-4 mii de locuri de muncă, pe puțin 3-4 mii de locuri de muncă de la CEO și la alte, pentru că CEO, dacă reduce numărul salariaților și reduce și activitatea, și celelalte firme care lucrează cu complexul energetic Oltenia o să-și reducă proporțional personalul sau multe din ele se intră în insolvență sau în faliment. Vreau să facem o paralelă vis-a-vis de hărțile administrative, zonele administrative teritoriale ale României. Nu știu de ce în zona asta dintre Carpați și Dunăre, începând de undeva de la Mehedin și terminând cu Constanța, că e vorba de Gorj, că e vorba de Dolj, că e vorba de Olt, Argeș, Tellerman, Călăraș, Ialomița și care au județe mai sunt în zona asta, sunt extraordinar de sărăcăcioase din punct de vedere economic, sunt undeva la un minimal al subzistenței, dar în schimb când trecem munții Carpați în partea cealaltă, în Ardeal, acolo vedem prosperitate, vorbim zona industrială. Toate punctele de vedere, dar de ce zona asta e sub o anatemă economică, de ce zona asta între Dunăre și Carpația noastră este, și mă refer la toate județele, este blestemată economic, nu știu cum să spun, iar ei au o prosperitate extraordinară. Nu numai că e sărăcăcioasă din toate punctele de vedere. Aceste zone sunt sărăcăcioase din toate punctele de vedere, și din punct de vedere educațional și din punct de vedere al sănătății stăm foarte, foarte prost din punct de vedere cultural. Deci pe toate aceste paliere... Păi, sunt două Românii, putem vorbi de două Românii. România, Muntenia foarte, și Oltenia, știu, și România Ardealului, practic. Și din punct de vedere stăm foarte... Deci toate, pe tot acest palier și agricultură, deci cam toate, pe toate aceste ramuri stăm foarte prost. Niciuna nu excelează, nici educația, nici sănătatea. Uitați-vă la gradul de civilizație după ce treci munții și gradul de civilizație. Păi în aceste județe... Și n-au dreptate cei din Ardeal când se uită la noi și ne spun, băi, sărăcăcioase, din Oltenia și din Muntenia și Dobrogea, băi, voi sunteți cetățeni de mâna a doua, sunteți români de mâna a doua, cam așa ne tratează. Mie cineva așa mi-a spus că ești Oltenia, Muntenia, voi sunteți români de mâna a doua, noi suntem români de mâna întâia în Ardeal. Bun, cred că totuși noi ne și complacem în această situație mizeră pe care o avem, pentru că altfel am vedea sancțiunea la vot. V-am spus, nu trebuie neapărat să voteze cu noi sau cu... Nu trebuie să neapărat că dacă nu votează cu noi sau cu Mișcarea Liberală sau cu PNL-ul sau cu orice PND-ul, câte mai sunt pe acolo formațiuni, dar să se prezinte la vot, adică să vezi totuși cel puțin intenția de schimbare. Chiar dacă ea nu se realizează, dar măcar acolo, dar la o prezență de 37% municipiul Târgu Jiu, la cum arată municipiul Târgu Jiu, înseamnă că ceilalți care nu s-au prezentat la vot, în afară de cei care au votat, mă rog, cu continuitatea, și ceilalți care nu s-au prezentat, prin neprezentarea la vot, au dat un vot indirect. Au dat un vot indirect pentru această continuitate și, practic, pentru PSD. Sunt foarte mulțumiți probabil de cum arată sensul legislatorii, de cât de bine sunt vopsite bordurile și de panseluțele acelea care sunt puse în sensul legislatorii și de ghivecele acelea atât de mirobolant atârnă de acei stâlpi. Și probabil că asta a fost suficient pentru, nu știu, pentru cerințele electoratului și pentru
dorința lor de a avea un viitor mai prosper. Probabil când, nu știu, eu nu o să încerc și eu asta, o să mă duc pe centru și când mi-e foame o să încerc să mă uit la ghivecele alea și la sensul giratorului să mă uit când trece foamea. O să experimentez asta, nu știu, poate nu sunt eu suficient de instruit, nu sunt suficient de cult și nu-mi dau seama ce naibii se întâmplă de în momentul în care faci câteva sensuri giratorii, plantezi câteva panseluțe și atârni câteva ghivece de, din astea de flori, de un stâlp din ăsta, nu mai ai probleme cu absolut nimeni, nu mai are nicio pretenție de la tine. Da, v-am spus, pentru mine este îngrijorător la ce am văzut prin județ și la modul cum s-a votat pentru continuarea activității de către cei care erau în funcție. Nu pot să mai să văd care au fost sau care se pui în situația lor, de ce au votat în continuare pe acei primari, la cum arată localitățile respective. Un sfert din localitățile din județul Gorj au foarte puține schimbări față de cum erau acum 20-25 de ani. Știți care e gândul care mie îmi dă o mângâiere așa docilă, părintească? Faptul că PSD-ul a ras tot în București. Deci mi-a dat seama dacă la București s-a întâmplat asta, ce pretenții mai putem avea noi, nu știu, la Târgu Jiu sau în altă parte? Vorbim de capitala țării. Un grad redus totuși de prezență la vot. Nu mai contează, dar domnul Tarifei, vorbim de capitala țării. Știu, dar acolo există și altă explicație. Dacă luați scorurile formațiunilor care totuși crede că se plasează pe partea dreapta a eșchelului politic, este mult, este majoritar față de scorul luat de PSD. Dar PSD-ul funcționând ca un bloc unitar... Din punct de vedere tehnico-tactic și al interpretărilor aveți dreptate. Din punct de vedere al faptelor aveți dreptate că PSD-ul a câștigat practic și a defilat. Și faptul că Bucureștiul, ca niciodată, cel mai plăcut vis al lor, era să spun o prostie așa, cel mai dorit și râvnit vis al lor, depinde, au reușit și l-au acaparat. Acum depinde ce înțelegem noi prin l-au acaparat. Că dacă ne uităm în normal, l-au câștigat într-o țară normal, permisiv. Știu, într-o țară normală, să zic așa, primarul este un fel de executiv. Dar așa cel care taie și spânzură este Consiliul Local al sectorului, nu știu care, sau Consiliul General al Capitalei, care dacă ne uităm pe configurația Consiliului General al Capitalei, nu este majoritar, este de departe. Majoritatea au forțele de dreapta, tot la fel cum a câștigat primarul Firea, la invers proporțional și cu un Consiliul General al Municipiului București. Eu zic că PSD-ul e suficient de abil și la Târgu Jiu, și la Craiova, și la București pentru a-și face jocurile de așa natură încât să-și perpetueze prerogativele acestea de putere la București, în încă 4 ani de zile. La București 5 formațiuni care au intrat în Consiliul General. Și credeți că nu știe PSD-ul cum să-i prelucreze? Este foarte greu. Mă rog, rămâne de văzut în următorul mandat. Mulțumesc. Ales că l-au pe acolo, pe Nicușor Dan, care cel puțin dacă nu este ipocrit Nicușor, va fi un adversar al sistemului, să nu uităm. Da, Nicușor, pentru că am văzut vedeți? Foarte mult pe net, foarte multe decizii sau păreri de ale lui chiar controversate referitoare la ce se întâmplă prin București. De aici s-ar putea să fie... E posibil Nicușor Dan să fie un viitor PSD-ist de nădejde, dar încă noi nu ne-am dat seama de asta. Mă rog, nu știu, mai vedem. Mulțumesc pentru participarea în această seară, președintele Mișcării Populare, domnul Nicolae David Soiu din Gorj. Mulțumesc dumneavoastră, stimați ascultători, că sunteți care fiind alături de noi. Mulțumesc pentru mesajele primite. Rămâneți alături de TR3, singura televiziune liberă și independentă din județul Gorj. Vă doresc o seară plăcută și rămâneți alături de programele TR3. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la jurnal. Nunta unor tineri a blocat drumul din comuna Bălești. 3 zile au petrecut nuntașii și tot 3 zile drumul a fost închis. Chiar primarul din comună a dat aprobare pentru amplasarea cortului. Decizie incredibilă a primarului din Bălești. A aprobat blocarea unui drum pentru amplasarea unui cort unde s-a desfășurat o cununie civilă. Nici o mașină nu a putut circula în zonă pentru că drumul comunal a fost blocat. Nici pietonii n-au putut trece prin mijlocul petrecerii, astfel că au fost nevoiți să ocolească. 3 zile și 3 nopți a durat cheful care a prins și ziua de alegeri. O femeie de 61 de ani a fost violată de un tânăr din comuna Aninoasa. În cele din urmă, victima a fost transportată la Spitalul Târgu Cărbunești pentru acordarea de îngrijire.